25 astăzi de ani de la căderea comunismului, o sărbătoare pe care o tot ținem în noi de atâta timp. E o revoltă dintre asta, dar nu mai știi astăzi împotriva cui să-ți îndrepți oful sau pur și simplu ura. Poate că ura e mai puțină pe 25 de ani de nedumeriri, dar de fiecare dată când avem parte de acest remember, parcă viața ni se întoarce cu fundul în sus. Parcă ai așa un moment din ăsta în care te-ai răfui cu cineva. Că e o răfuială personală, că e una colectivă, e clar că o nemulțumire există pentru fiecare. Am văzut și eu tot felul de reportaje făcute dintre astea lacrimogene. Românul se pricepe să pozeze părinții victimelor în cimitire, e bun la pomeniri, însă niciodată nimeni nu este răsplătit măcar cu strictul necesar, adică să cunoască adevărul. Asta țara nu poate să-i ofere nimănui. Nici președintele, nici reporterul, nici mama vecinului de cruce, nici absolut nimeni. Din păcate, noi suntem buni numai la vorbe. Deci, un pic sictirit, totuși văzând an de an această platitudine iremediabilă. Sigur că noul președinte a lansat așa un apel că e de datoria justiției să-i aresteze pe torționarii mânjiți, aia din anii 50, aia din anii 60, aia din anii 70 și tot așa până cei din zilele noastre. Sigur că e de resortul justiției, dar care justiție? E o justiție sus sau e o justiție foarte jos? Pentru că, în orice caz, la momentul ăsta nu mai există nicio speranță ca Revoluția din 1989 sau ce-o fi fost din ea. Îi spunem Revoluția așa din inerție. Ce s-o fi întâmplat atunci în decembrie 89, cât adevăr și câtă minciună au fi fost acolo, nu vom ști niciodată. Din păcate, nici într-un moment esențial, totuși, pentru istoria României, un moment crucial pentru noi toți, cel care ne oferă astăzi posibilitatea să ne exprimăm, să venim la televizor, să mergem pe stradă, să mergem în străinătate, să cumpărăm din magazine practic orice, sau dacă nu, dacă nu avem bani, să ne uităm la aproape orice, tot e mare lucru în raport cu perioada pe care am trăit-o. E, din păcate, la acest capitol, clasa politică ne-a demonstrat și ea și justiția că nu se poate face nimic. Sorry. Până aici. În rest, da, bineînțeles, cât putem să ducem? Regrete eterne, toată considerația națiunii, toată considerația celor care vor veni. Nu va exista niciodată un președinte atât de nemernic încât în momentul în care ajunge la putere să înjure pe revoluționari. Niciodată, să știți. Întotdeauna va vorbi cu blândețe, îi va mai decora o dată dacă va fi cazul, va mai înălța un monument, va mai decora în stânga și în dreapta și niște rude, le va mai oferi unora niște bănuți, niște sticle de ulei, niște gogoși, niște sărmăluțe. Bă, dar atât. Justiție pentru noi este cam mult. Se pare că nu meritam așa ceva. În altfel, dacă ne uităm peste sondaje, să fac sondaje la greu și aici suntem campioni, nicio problemă, un sondaj în Scope Research, făcut acum pe tema asta fierbinte, 78% dintre români nu cred că știu adevărul despre ce s-a întâmplat la Revoluție. În timp ce 16,8% consideră că îl știu. A, bun. Sau cel puțin, asta este ideea, au impresia că îl știu. Sau s-au împăcat cu soarta, pur și simplu. Dom'le, a fost o revoluție sau n-a fost o revoluție. Își spun cei 16,8% și probabil că reușesc să doarmă liniștiți. Am auzit un bătrânel care îi tot mângâia lui Fisu crucea, l-a mort la 21 de ani, dintr-o permisie plecase înapoi la unitate și n-a mai apucat. Și că zilnic vine la cimitir de atunci. Și au trecut 25 de ani, de cele mai multe ori a venit de două ori pe zi. Uneori vine o singură dată, când probabil problemele administrative sau durerile de șale sau inima sau tramvaiul nu-i permit. Omul n-avea nimic de spus. Am văzut lângă cruce, nu știa să spună două cuvinte, probabil că își măcinase însă în gând, bineînțeles, cu niște cuvinte excepționale, toată istoria asta pe care nimeni n-a putut să-i o clarifice. La un moment dat a povestit că l-au chemat la procuratură, la tribunal, nu mai știa exact unde, cine îl chemase. Era unul care l-a chemat și după ce s-a uitat așa ochi în ochi câteva minute, l-a întrebat omul legii.
hai, spune-ne, de ce a murit Fitu? La care ăsta a zis, eu credeam că m-ați chemat să-mi spuneți dumneavoastră. E bine, asta nu se poate. Și sunt totuși printre noi atâția și atâția oameni care trebuiau să plătească pentru lucrurile astea. Care au nu numai mâinile mânjite, dar și fața și rânjetul și multe altele și n-au plătit. N-au plătit pentru că clasa politică, în primul rând, nu și-a dorit acest lucru. Ea a operat împotriva cetățeanului de atunci, din zorii lui 1990. Ne-a tocat în fiecare zi. Ei, pentru asta nu putem să-i uităm niciodată pe politicieni. Pentru asta o să-i detestăm încă 150 de ani de aici înainte, dacă o m-apuca. Și dacă nu m-apuca. Pentru că toți sunt absolut la fel. Vedeți că toți sunt la fel.